minte, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. În fiecare zi, tot ce știi se transformă în mii de euro la Europa FM. Începe dublu sau nimic, prezentat de Peneș, curcan românesc de calitate. Chiar dacă greșești la una din întrebări și te oprești, tot pleci acasă cu un premiu mare. Un curcan de 15 kg pentru mese copioase alături de cei dragi. Și pe lângă curcan, astăzi avem și marele premiu de 3200 de euro. Plecăm de la 400 și dublăm cât puteți. Carmen din București este alături de noi. Bună dimineața! Bună, Carmen! Bună dimineața! Bună, bună! Ce faci? Bine, mă pregăteam de muncă. În ce sens? Cum te pregătești tu de muncă? Păi, dacă lucrezi acasă, încep cu trezitul. Nu îmi spune că ești IT-istă. Nu, dar tot la calculator toată ziua. Adică... Da, da. Dar da. Ce lucrezi? În construcții. Construcții. E cum construiți, da, măi, da. Carmen, de acasă? Păi trebuie să stai cineva și la birou. Corect. Aha, am înțeles. Și salariul tău e mai mic sau mai mare de 3200 de euro pe lună? E mai mic. E mai mic. Deci, practic, astăzi, e greu să fie mai câteva mare, minute, poți să iei o primă de o lună. Al 12-lea salariu. Al 13-lea. Al 13-lea salariu. Auzi, Carmen, dar tu mergi și fizic la serviciu o zi, două, trei pe săptămână? Nu, n-am mai fost la serviciu din 2017. Din 2017? Wow. Auzi, pe afară mai ieși așa? Din când în când. Ieșim după muncă, așa, după ce ne... Da, nu ne-a schimbat. Dar bine, tu dacă zici că din 2017 ai luat-o dinaintea pandemiei cu lucratul ăsta de acasă. Da, pentru mine a fost o continuare. N-a fost nimic deosebit cu statul acasă. Bine, Carmen, și mai ești cu cineva sau singură? Da, cu soțul meu. Cu soțul. Soțul și el ce face? Cu ce se ocupă? El tot de acasă. De IT-stul doamnei. Da, da. Și el tot așa exclusiv de acasă? Și el exclusiv. Bă, de unde ori fi ăștia în trafic, mă, nene, că eu de asta am treburile astea. N-au început încă facultățile, în continuare lucrează foarte multă lume de acasă. Și soția mea lucrează două zile pe săptămână de la birou, restul trei acasă. De fapt, asta îl deranjează. Pe stradă. Și da, lucrez de acasă. Și timp. Carmen, fiind din București, am mai sondat un pic terenul. Da. Asta. Și eu lucrez de acasă, un timp. După aia vin și aici. Da. Hai să-i urăm multă baftă doamnei, Carmen. Carmen, ai auzit indiciul de astăzi? Nu. Ce bine. Cum ai auzit indiciul? Păi, practic, acolo era răspunsul la prima întrebare. Auzi, Carmen? Da. Răspunsul final trebuie să vină de la tine, chiar dacă te ajută soțul, are voie să te ajute, dar să fie rostit de vocea ta răspunsul final, da? Da, soțul ești foarte vorbăreț. Voi vorbiți mult acolo unul cu celălalt, nu? A primit instrucțiuni de... Ok. Să nu vorbească. Yeah, silent. Gata, hai să începem. Multă baftă! Mulțumesc! Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 400 de euro. Carmen, prima întrebare de astăzi de la Dublu sau nimic pentru 400 de euro este din cinematografie românească. S-au dat indicii puternice mai devreme, dar dacă n-ai fost pe faza asta e. Întrebarea este, Carmen, ce actor interpretează rolul principal al profesorului sărac în filmul Filantropica? Nu știu că am văzut filmul. Mircea Diaconu. Da. Da. Dacă te-aș fi întrebat cine interpretează rolul interlopului Pavel Puiuț din Filantropica, ai fi știut? Nu. Am avut o dezbatere cu colegii aici. Eu am vrut să întreb de Pavel Puiuț, interpretat magistral de Gheorghe Dinică. Dinică, da. Și din cauza numelui personajului... Băieți, au zis, hai mai bine să întrebăm de Mircea Diaconu, dar oricum ar fi fost... Da. Și noi am spus aici, înainte de 8, că întrebarea va fi din cinematografie românească și am dat și o replică din
Mâna întinsă care nu o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu. Ne da. Pare rău, Carmen. Inubliabil. Te pare tare rău. De altă dată, mai mult atenție la emisie, la indicii, mai ales când sunt premii mari, că ajută. Asta e, Carmen, al 13-lea salariu se taie. Da, rămâne la... Dar nu chiar tot, nu chiar tot. Carmen, deși concursul de azi s-a încheiat, să știi că mai avem o întrebare pentru tine. Știi tu oare ce fel de carne conține mai puține grăsimi decât carnea de porc și are un conținut ridicat de proteine și vitamine? Carne de curcan. Da, 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 carne de curcan și vorbim de curcanul românesc de calitate de la Peneș. Bucură-te de premiul de astăzi și nu uita, consumă carne de curcan românesc și verifică originea pe etichetă. Ai un curcan de la Peneș, curcanul de 15 kg pentru tine și pentru soțul tău. Va trebui să ieși să-l iei. La ușă. La ușă, la ușă. Luni dimineață, ne auzim luni dimineață cu Dublu sau Nimic. Deșteptarea continuă. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.